Ai dat? Da. Salutare și bine v-am găsit, băi frate, un nou videoclip, direct la proprietar, de aici vă prezint. Astăzi avem o comandă pentru o sobă de teracotă mică, să tăiem la... Trebuie tăiat mai mărunt, butuce. Filmează ciobii pe butuci, vedeți? Așa ne-am mai mărunțel. Vedeți? Ne. Bine, am uțilat. Băi, fraților, eu acum vă prezint. Neapărat trebuie ca să ascuțați lanțul, că am scăpat acolo undeva în pământ un pic din greșeală și am atins un pic din greșeală și parcă nu-mi place cum are scula asta, cum are lanțul, înțelegeți? Eu viu viața și muncă la țară, deci din comuna noastră vă salut, să vă dea Dumnezeu sănătate și vă rog să mă urmăriți în continuare. Voi ascuță lanțul acum, că v-am mai spus. Să vedem unde să ia doi dinți care merg pe aceeași linie. I-am găsit. Bun. Așa, băi, ceau. Bă, fraților, nici nu-mi prinde așa bine. Nu-mi prinde așa bine pila. Trebuie să cumpăr o pilă. Sau cred că am. Cred că am pila de rezervă în cavaș, acasă. O să o caut și o să o pui aia, că nu-mi place. Băi, fraților, să nu credeți că nu știu, un lanț, când e fierbinte lanțul, nu-i voie să ascuță și trebuie să-l lași să răcească lanțul. Eu știu treaba asta, dar eu trebuie să-mi iau jojoi în cava și atunci mă grăbesc. Să vede bine ciobii. Ha? Da. Știi ce? Am zis să stai la umbră, că dacă tu faci poză contra soarelui, să vede întuneric, mă, înțelegi? Tu, de exemplu, dacă filmezi încolo, să vede fain. Înțelegi? Da, bă, fraților, deci știu, dar cine Dumnezeu mai stă ca să mai lasă să se răcească, înțelegi? Că tăiem și mergem acasă, că și la noi e duminică și noi vrem să ne relaxăm. Mă, bă, fraților, v-am prezentat filmarea de ieri. Am gătat și camera lui Ciobi, am dat-o cu galben, așa spre muștariu. Oare cumva e gata așa aia. Aia nu v-am putut face filmare, că ieri v-am fost dată tavanul și v-am arătat că am dat o mână pe tavan și am dat al doilea strat al pe tavan, după care eu ieri seara am finalizat și aia. Mai am încă de zugrăvit antreul și tavanul la baie, e dat alb și Doamne ajută, și după aia intru la fațadă, că voi placa casa cu polistiren, înțelegeți? Bine, băi, fraților, băi. Vă rog să mă urmăriți, v-am spus acum ascultăm lanțul, neapărat că trebuie. Acum e invers. Am gătat aseară, târziu, fraților, dar am gătat camera. Vă rog să lăsați un comentariu, cei care vă place cum am colorat camerele. Să vedem, vă place culorile alea care le-am dat eu în camerele alea trei. Cum am colorat cele trei camere, cum le-am zugrăvit. Băi, fraților, aici la noi, în comuna noastră, e foarte cald, sunt vreo 32 de grade. Astăzi, cum bine văd eu, așa, asta mi-i trebuie. Sunt vreo 32 de grade și încă nu-i la amiază. Numai că pe ora 11, da, pe mai târziu. Dezastru o să fie. Mai târziu și cald o să fie. Băi, ce să facem? Este vară, băi, fraților. Vă salută tata de aici. Este vară și trebuie să ne bucurăm și noi de ce dă Dumnezeu, că n-avem ce face. Vara, și în dreptul să ploaie, să fie cald și știți dumneavoastră. Bine, băi, fraților. Mamă, ce abitate tu numai. Asta ne. Trebuie să iau și asta de aici. După bengul ăsta. Așa ne. Stai, stă oare acedit rană.
tată. Unde e tata? Pe vitrale, vitrale. Uh-huh.